Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice! Astăzi am adunat câteva fructe, toate sunt bio, nestropite. Unele mere sunt un pic birmonoase, din cauza că nu le-am stropit deloc, dar nu este un impediment în a le mânca. Sunt 100% bio și sănătoase, fără niciun fel de chimical, fără nicio substanță chimică. Aici avem câțiva castraveciori, nu știu exact cum se numesc. Sunt micuți și sub o formă de pepenaș, ca un pepene verde, dar sunt castraveți. Sunt foarte gustoși. Mai avem câteva zmeuri căpșun sau balonberry. Am făcut și o mică producție de mure. Și aici avem Piersiș Philip. Noi nu le-am stropit cu nimic. Sunt un pic mai mici, că nu au făcut prea multe anul ăsta și nu le-am rărit. Unele au urme de ce le-a înțepat, viespe sau nu știu exact cum se numește, dar majoritatea sunt sănătoase, fără viermi, n-au fost stropite cu nimic niciodată. Pomii, avem un pom, un piersic Philip. Este al doilea an, anul trecut ne-a făcut una singură sau două, anul ăsta a făcut un pic mai multe, nu foarte multe, dar cât să mâncăm. Au un gust deosebit și un parfum care nu se compară cu nimic luat după piață. Deci dacă vreți de mâncare, puteți bio să vă creșteți un pom, doi. Într-adevăr, cei care au livezi, nu știu dacă poate să-i țină bio, în schimb noi ne chinuim să-i menținem și să-i curățim numai manual. La fel și murele, n-au niciun, nu le-am dat cu niciun stimulant sau, eu știu, pentru acarieni. Acarienii am adunat cu mâna, după lăstarii noi, n-am folosit niciun element care să ne pericliteze sănătatea în un fel. Doar bio, încercăm pe cât se poate. Chiar dacă unele mai sunt și un pic cu viermonoase sau, eu știu, nu sunt chiar frumoase ca cele tratate cu tot felul de chimicale, ne bucurăm de gust, care este cel mai important, și de sănătatea noastră, care este mai importantă decât orice. Bine, prieten, să ne reauzim cu bine data viitoare. Toate cele bune vă doresc.